crescătorii de ovine s-au arătat complet dezinteresați să valorifice lâna oilor și astfel să fi beneficiat de subvenția de la stat în valoare de 1 leu pentru fiecare kilogram de lână vândut. E vorba de programul Minimis Lână, al cărui termen de finalizare a fost prelungit de 2 ori, tocmai pentru ca fermierii să vină totuși să își depună documentele necesare. Dar degeaba. Iar acum programul a ajuns la final. În județul Cluj, de pildă, din circa 1600 de oieri s-au înscris pentru subvenție 1000, dar când a fost vorba să depună actele, s-au prezentat doar 686 de fermieri. Și atunci, după ce au vândut lâna către intermediari cu prețuri cuprinse între 75 de bani și 1 leu 25 de bani, mai primesc și subvenția de 1 leu de la stat. Rezultă că, în final, un oier încasează pentru 1 kg de lână minimum 1,75 lei și maximum 2,25 lei. Dacă o oaie produce în medie 4-5 kg de lână, câștigul maxim al fermierului de pe o singură oaie este de 11,25 lei. La o turmă de 200 de oi, câștigul din lână e de 2250 de lei. Programul Lâna trebuia să se încheie la începutul lunii iulie. Termenul a fost prelungit până la începutul toamnei. Dar nici așa, oierii nu s-au înghesuit să vândă lâna, așa că termenul final a fost stabilit pentru luna noiembrie. De ce au fost dezinteresați oierii de leul de la stat? Pentru că, spun ei, la nivelul țării au fost prea puține centre pentru colectarea materiei prime. Fermierii din județul Cluj, de exemplu, au mers cu lâna la centrele din Bistrița Năsăud sau din Orăștie. În total, fermierii clujeni au livrat aproape 1.100.000 de kilograme de lână. Practic peste 1 milion de lei vor intra în curând în conturile crescătorilor de oi din județul Cluj. Din interacțiunea pe care ați avut-o cu ei, au întâmpinat probleme în a comercializa lâna, în a nu găsi procesatori care să cumpere materie? La început aceasta a fost chiar o problemă, de aceea în 2017, când a început efectiv programul, nici nu s-au comercializat deloc, n-am avut facturi care să poate data 2017 și abia în 2018 au reușit să facă acest lucru. De fapt, tocmai asta a fost și motivul pentru care programul a fost, sau termenul limită, termenul final, care inițial era 1 iulie 2018, a fost modificat de 2 ori de către Ministerul Agriculturii, ca să poată da posibilitatea cât mai multor crescători de ovine să vândă această lână, fiindcă într-un final s-au așezat, să zicem așa, și acele centre de colectare, s-au mai înființat câteva la nivel național unde ei să poată să valorifice. Cele peste 1 milion de kilograme de lână autohtonă au fost vândute unor firme românești, care sunt de fapt doar niște intermediari. Destinația finală a lânii este Turcia și China, acolo unde materia primă este folosită în industria textilă și revine în țara noastră sub formă de eșarfe, paltoane și alte obiecte vestimentare.